Bun venit pe scara cuvintelor! Ioan Barb este, sau ar trebui să fie, alături de Silviu Dakin, unul dintre poeții de referință în mediul literar evanghelic. Când, acum mai bine de un an, comentam una dintre cărțile lui, atrăgeam atenția că poezia religioasă este, prin conținut și finalitate, extrem de riscantă. Creatorul unei astfel de poezii se lasă mai tot timpul sedus de marile adevăruri de adevărurile de credință și ajunge să scrie pe marginea lor. Altfel spus, creația poetică devine o anexă a marilor adevăruri, a marilor întâmplări sau personaje biblice. Pe când, poate nu vă vine să credeți, ar trebui să fie taman invers. Fiindcă, spuneam atunci, exercițiul poetic este o apologie a subiectivității, nu a obiectivității. Noi îl lăudăm în versele noastre pe Dumnezeu, lăudăm planurile lui, îl punem în centrul textului și facem astfel o teologie cantabilă, aparent poetică. De fapt, poezia, spuneam în același comentariu, este produsul muzical al neputinței, nici de cum rezultatul vreunei împliniri spirituale sau al unei vreunei înțelegeri teologale. Poezia, cred eu, nu este închinare, ci agonizare. Nu este plin, ci gol. Nu este răspuns, ci întrebare. Nu este afirmație, ci negație. Poezie faci atunci când ești marginal, când te afli la periferie și cauți centrul. Poezie nu este când umbli pe apă, ci când, după ce ai făcut câțiva pași pe luciul apei, încep să te scufunzi din pricina îndoielilor. Abia această imagine în care neputința, îndoiala, agonizarea, scufundarea sunt intense exprimate, abia această imagine poate fi integrată într-un discurs poetic sau liric autentic. Poezia, să ne înțelegem, este intens, profund, chiar visceral, umană. Ioan Barb, o spun răspicat, este autor de poezie, de poezie religioasă. A publicat până în prezent șase volume la care s-au adăugat o antologie și o carte de proză. Merită reținut faptul că a primit premiul Uniunii Scriitorilor pentru două volume de poezie religioasă. Iată dovada că dacă ai o conștiință poetică, dacă muncești, dacă ai talent și tehnică, poți fi recunoscut ca poet valoros în mediul secular. Să mai spunem că trăiește în Hunedoara, este soț și tată, și, în ciuda discreției și a modestiei sale, este de meserie avocat. Astăzi am să vă prezint volumul Meditând închis în ochiul ciclopului, apărut în 2013 la editura Brumar în colecția Poeți Români Contemporani. Dacă la Dachin am putut degusta o substanță textuală codificată, aromatizată, intens, prin jocul deconcertant, dar fertil hermeneutic al imaginilor de tip puzzle, la Ioan Barb găsim un discurs sobru, matur, puternic. E ca și cum am compara două vinuri de calitate, dintre care primul este zglobiu, relativ tânăr, în timp ce al doilea este intens și vechi. Avem așadar un poet pesimist, aproape deprimat și deprimant. Pentru Barb, Realitatea nu este decât degradare inutilă, praf, cenușă, făină, ceară topită. Ingredientul care încheagă versificația constă în ceea ce Eliade numea nostalgia originilor. Dorul de casă, cu majusculă, dorul după veșnicie. Tema aleasă de barb este timpul, înțeles drept curgere, degradare, entropie. Acestea sunt elementele pe care construiește poetul hunedorean și o face deopotrivă plastic și tragic. Din punct de vedere tehnic, față de celelalte volume, nu am putut observa vreo schimbare importantă. Este și motivul pentru care alci Stelecan pe coperta ultimă, lasă de înțeles că re repetitivitatea ar putea fi reproșul principal ce s-ar putea aduce volumului. însă Barb se repetă doar tehnic. În fond povestea din celelalte volume este în acesta continuată. Cel puțin în prima parte, foarte multe poeme tratează într-un fel sau altul nevoia autorului de a se fixa în atemporal, deodată cu respingerea viitorului și a trecutului. Dacă trecutul este agonizant, fiind asociat fenomenului de ardere sau degradare materială, originea prafului, a cenușii și așa mai departe, viitorul nu este incert decât factual, consecințele lui fiind, de fapt, aceleași cu ale trecutului. El spune așa, citez, Când privesc în urmă la zilele în care îmi topesc viitorul, Văd ce mult seamănă cu amintirile destinului meu trăit în oglindă. Trecerea este, deci, echivalată cu ceea ce vine. Soluția pentru ieșirea din această suferință ciclică fiind, cum spuneam, fixarea în veșnicie. Firește că această fixare este aici, pe pământ, imposibilă. Barb este, așadar, împotriva timpului. Căci timpul nu poate fi decât ardere cu consecințele aferente. Timpul reprezintă o serie de învieri și răstigniri succesive de neoprit. Simțeam cum mi se scutură privirile de scrum și începeam iar să întineresc. În oasele mele încolțea un alt bărbat. Îmi lua locul dimineața, în urmă erau mulți, răsăriți ca firele de grâu pe aceeași brazdă. Nici măcar dragostea sau creația literară nu sunt fenomene salutare în această privință. Iată un excelent poem în care ne sunt împărtășite strădaniile poeților de a scrie despre lucrurile neștiute. Poeții își încep ziua cu un pahar de tărie, alungă din așternuturi umbrele pe care s-au încolocit sub pomul cunoașterii, își descos amintirile din perne și se bucură, împărtășindu-și profeții despre împărăția de o mie de ani. Prin priviri se întorc în larg corăbile în locul catargelor, flutură aburii inimilor topite de singurătate. Când mor, un demon le sapă în palme câte o flacără. Doar credința, pare să spună autorul implicit, este cea care te salvează. Credința că dincolo de această realitate există o alta, neafectată de trecere, străină agoniei. Moartea, spune el undeva într-un poem, este doar un ogor din când în când semănăm câte un trup pentru lumea de dincolo unde viața va încolsi. Bătrânețea, zice poetul, este o iluzie a ochiului. Ea există, așadar, în măsura în care materia îi dovedește existența. De aceea, în afara acestui trup, în realitatea veșnică, viața, bătută în cuie ca un afiș, ar putea fi o invitație la uitare. Praful, cenușa, făina, ceara topită sau răsuflarea în oglindă sunt elemente care denotă degradarea materiei, iar folosirea lor recurentă are rolul de a sublima moartea. Este, cu alte cuvinte, formula poetică adecvată pentru a prezenta frumos o realitate sinistră. Nu am să citez, fiindcă sunt foarte multe versuri care conțin aceste elemente. De remarcat e faptul că mai toate textele au forma unor meditații asupra acestei stări de fapt, nu de fond. Ciclopul este, într-un fel, asociat divinității. Mitologic vorbind, el este un consumator de oameni. Ochiul lui penetrant pare a fi ochiul lui Dumnezeu, din care însă cel consumat privește la rândul lui. Titlul volumului, Meditând închis în ochiul ciclopului. Face referire la această condiție a omului, de gânditor, de văzător al perspectivei divine asupra realității create. În acest ochi se întâlnesc cele două perspective, cea umană și cea divină, intrând în conflict din pricina curgerii, a mișcării. Iată câteva versuri menite să ne susțină ipoteza. Viața prețuia cât un steac tricolor decupat la mijloc, prin care dănțuia cerul în locul stemei. Ochiul lui Dumnezeu clipia uimit. Dănțuirea cerului și clipirea ochiului uimit sunt consecințe ale dinamismului temporal. Nu sângele este dovada vieții, pare să spună autorul, ci timpul. Timpul, Curgea prin venele unui sugar, spune el într-un poem, pentru ca într-altul să amplifice imaginea. Simt încă în inimă schijele timpului eliberat cu bisturiul din venele deschise ale veșniciei de un chirurg la nașterea mea. Nașterea este așadar o formă de eliberare a timpului iar viața nu este decât o ardere, o depunere a morții pe suflet, o degradare a veșniciei. Există două poeme mai lungi care fac trimitere exact la această amalgamare a celor două substanțe aparent eterogene, umanul și divinul. Drumul Damascului și poemul Golgota fără anotimpuri sunt texte în care poetul rescenarizează episoade biblice Pendulând între un protagonist celest și unul pământesc, ambii în persoana tatălui său. E ca și cum ar folosi cuvântul tată pentru a exprima asemănarea, dusă uneori până la identificare, între cel care i-a dat naștere și cel care l-a creat. Spre sfârșitul volumului, poetul pare să emită o concluzie, anume că viața este o luptă spre desăvârșire o purificare continuă realizată atât benevol cât și forțat În primul caz poetul spune Sunt un călător cu un singur rând de încălțări și o singură haină În fiecare dimineață o spăl învelind acest trup supus dorințelor noaptea un înger îmbrostogelește piatra de la gura peșterii pe unde cobor în mine, să mă reculeg când adorm. Iar în al doilea caz, poetul spune, mâna ta îmi vindecă rana așa cum închizi o fereastră. Îmi și sufletul amestecat cu pulbere printr-o sită și ascult din nor sunetul lin când se depune în cuvinte. Iată deci un volum sobru, închis la culoare, aș zice că monocrom, ce amintește de cărțile profetice din Biblie, un vel, volum menit să te pună pe gânduri, scris deopotrivă, cu talent și cu o pasiune de-a dreptul risipitoare. Ioan Barb, o repet apăsat, este un poet de primă mână și fiecare dintre cărțile lui duce între coperte, închisă, într-o sensibilitate poetică de primă mână, o poveste personală de primă mână.